Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Luca, te-a rezolvat, am început să primesc mesaje. Maria Rădună îți trimite inclusiv poză cu boilerul și zice îi dau și instalator. Deci te-am scos. Omul este, ce să spun. Dar și manager. Peter mi-a trimis, mi-au mai trimis și alți ascultători. Vezi? Mesaje pe tabletă cu fel de soluții de astea de părere, dar eu nu, simplu. În primul rând nu vreau. De ce? Acum, mai ales când s-a scumpit și energia electrică, chiar nu e momentul. Doi la mână, nu, asta presupune spart în baie. Deci eu nu mai vreau să am de-a face cu instalatori. Că știi cum e, ăștia vin și de câte ori faci ceva, strică altceva, mai descoperă nu știu ce. Nu toți. Că, nu toți, dar adevărul că mulți dintre ei, ăia buni nu sunt deprins. Da, mă, dar merită. Adică eu am un instalator foarte bun și am vrut să-l ajut pe un vecin de-al meu cu el. Și omul avea agenda, ești nebun, nici Iohannis n-are agenda așa. Da, că peste vreo lună jumate, ăla zice, băi, ești nebun, n-am nevoie mâine. Dar merită un cineva lucrat aici. Păi să știi, da. Am și eu o legătură cu un instalator foarte bun. Am lucrat de mai multe ori cu el, în mai multe situații. Și la un moment dat, într-una din situații, n-a făcut ce trebuia. Și am reproșat asta. Mi-a fost atât de frică să nu se supere. Am vrut să-mi cer scuze. Da. E foarte greu. Dar să după aceea ne-am rea... Poate ați greșit puțin. E posibil. Pic, poate. Nu zic. Dau cu parul. Da. Altfel, într-adevăr, e foarte complicat. Am văzut, cineva a povestit pe Facebook cât s-a chinuit să găsească un meseriaș. Zice așa, abia l-am prins să-mi fac o sobă. Cineva pe un grup de Facebook, grupul mutat la țară. Viața fără ceas. Un grup pe care îl urmăresc. Da, din motive evidente, doar că eu mi-am luat ceas. La țara asta e. Zice, abia l-am prins să fac o sobă. Povestește omul despre meseriașul pe care l-a găsit să-i fac o sobă. Are mereu hands-free în ureche ca să nu răspundă la telefon cu mâinile prăfuite. Îi sună telefonul cel puțin din oră în oră, dacă nu la jumătate de oră. Și îl tot aud spunând, sau îl tot auzeam spunând iar și iar, nu pot, sunt ocupat până anul viitor. Nu pot, nu vreau să te mint. Și uite așa refuză omul lucrări peste lucrări de toate felurile, nu știu câte pe zi, că nu face doar sobe, ci aproape tot ce ține de construcții. Nu găsești meseriaș, spune omul respectiv. Așa am și un prieten care și-a făcut grătar de la zidit, da. Știi? Și l-a prins pe un super meseriaș de grătare, da. Care i-a făcut grătarul la 4 luni distanță. Da. Mamă, și era atât de fericit, zic, da, ești nebun, adică ce, băi, zice, ăsta-i Dumnezeu grătarelor. Da. Zice, vezi că l-am prins eu. Și la mai vrut nu știu ce prieten după aia și la revedere, papa, mai e în liber în aprilie. Erau încă vreo 4 luni distanță. Am impresia că și un remene faci mai repede decât... Să știi, să știi. Un remene de contat de casă. Dar da, să știi că și la remene, tot din proprie experiență vorbesc, băi, văzând ce cozi sunt, evident că au întrebat, dar cât costă, hai să ne strângem mai mulți, cumpărăm un remeneu de ăsta și îl instalăm și facem treaba. Și mi s-a explicat, problema nu este echipamentul. Da, echipamentul mai găsești. Și oamenii care, meseriașii, oamenii care trebuie să opereze acolo, și nu asta, găsești. Da. 0372069599. Uite, subiect de discuție cu voi în dimineața asta, prieteni. Cât de greu găsești un meseriaș bun. Dacă ai experiențe personale, de când cauți și pentru ce anume cauți și cât de greu ai găsit un meseriaș care să-ți rezolve o problemă. Și la ce bani? Evident că mai nou am înțeles că se câștigă oamenii ăștia, câștigă peste 1.500-2.000 de euro pe lună, liniștiți. Și au de lucru tot timpul și aleg numai ce vor să lucreze. Și de asemenea am vrea să vorbim cu meseriași din țară sau din străinătate. Știi ce? În urmă cu, cred că sunt vreo 2 ani sau 3 ani, am renovat apartamentul și omul respectiv venise înapoi din Italia. Lucrase 20 de ani în Italia și se întorsese. Că a zis că acum se câștigă mai bine în România, de fapt, decât câștigi în Italia. Dar zice, e adevărat. Mai în București, mai la Iași, mai la Timișoara, mai la Cluj. Nu neapărat în toate zonele din țară. Dar sunt locuri în România unde se câștigă deja, dacă știi meserie, mai bine decât în Occident. 0372069599. Am vrea experiențele voastre personale cu meseriași, de când căutați, pentru ce, cât de greu ați găsit. Și experiențele din ambele părți, și meseriași. Da, și meseriași. Care e problema cu clienții? Că săracii clienți, am senzația că au început să plătească bine, sau ne înșelăm. Experiențe personale cu meseriași buni sau din contră? Cât costă un meseriaș, cum îl găsim, cât de greu îl găsim și așa mai departe. Multe mesaje. Evident, multe mesaje. Multe mesaje, da, și telefoane dimineața asta. Hai să începem cu un mesaj. Dar oare de ce nu zice nimeni că ce evaziune fiscală fac toți așa zis și miseriașii ăștia? Pentru că cred că sumele sunt uriașe. Da, bine, cine nu face la noi evaziune când e vorba de lucrări de-astea la domiciliu sau pe sub radar? Păi la asta se referă, dar nu sunt așa ziși meseriași. Oamenii chiar se pricep. Dar e adevărat că nu-ți dau bon fiscal. Adică mie nu mi-a dat niciunul niciodată. Dacă e cineva care a primit bon fiscal, poate dacă lucrezi cu firmă, dacă angajezi o firmă care să... Dacă schimbi centrala, de exemplu, sau dacă faci lucruri de genul ăsta, da, primești bon fiscal. Astfel, când îl chem să-ți zidească ceva, să-ți zugrăvească ceva, eu nu știu să dea cineva bon fiscal. Bună dimineața, dragilor! Eu am găsit un super meseriaș și mi-am propus să-i fiu naș ca să nu-l pierd. Numai că nu mai cere pe fina. Asta e, vă dau un sfat. Faceți-l de-al familiei. E minunat să ai pe cineva tot timpul pe care să poți conta. De disperat să fii. Adopti instalator. Adopti instalator. Ovidiu, bună dimineața. Salut, Ovidiu. Bună dimineața, băi. Tu te-ai încuscrit cu vreun meseriaș ca să ai și tu acces? Nu, mă și gândeam acum că am avut o ofertă ceva de genul, dar am refuzat-o și acum am adus de aminte. Aha. Am negociat cu un meseriaș să-mi renoveze ceva în apartament, da. Dar din luna mai. Din luna mai îl aștepți? Nu, în luna mai ne-am înțeles. Vine în data de 11 septembrie. Ok. Hai că aștept până atunci, fiind foarte bun meseriaș. Da. O venit, o văzut despre ce e vorba, atâta costă. Bun. Și-au dus la 1 septembrie sculele în beci. Da. N-a mai venit, aștept după el. L-am sunat într-o zi. Ce faci, vii? Vin după scule, dar nu mai pot să vin. Aoleu, am alte lucrări. Nasol. Dar să știi că, apropo de asta, aparent au foarte multe scule, că și eu știu mai multe cazuri, știi, fac chestia asta, se practică. Vineți, auce scurele, că ăsta e un semn de bună credință, adică tu zici, gata, exact, mă, l-am agățat, e al meu, îmi face lucrarea, știi? După care dispare, că el se duce la altă lucrare. Da. Oamenii nu reușesc, practic, mulți dintre ei, că nu generalizăm acum, nu reușesc să gestioneze niște situații de astea în care au mai mulți clienți. Sau nu se pot abține. Și din lăcomie, poate, sau din proastă gestiune, cum spuneam, ca să nu-i piardă, duc scule pe la fiecare și încep și lucrează 2 ore la unul, fug la altul, mint pe unul, la domne, a murit mătușa, s-a îmbolnăvit unchiul, fraților, e sărbătoare, fug de acolo, dincolo. E vreun zugrav pe recepție, vreun zugrav, vreun instalator, vreun ceva, care să ne spună și nouă. De ce minți? Mă, de ce faceți așa? Adică de ce ziceți că veniți și nu mai veniți? Sau de ce spuneți, hai că fac alt context. Stai puțin. Dacă e vreun instalator, vreun zugrav, vreun ceva, electrician, mă, frate, cum e asta? Zici că vii și după aceea nu mai pot, că am altă lucrare. Vrem să înțelegem ce se întâmplă. Hai, pe bune, sincer. Da, te ascultăm, zi. Mai vrei să mai spui ceva? Deci, vă zic și în alt context. Avem câțiva angajați care sunt de altă naționalitate. Da. Seriozitatea e punctul lor forte. Ce, vietnamezi, nepalezi, ce? Un sirlanchez și un băiat din Guinea. Da. Nu pot să compari. Probabil la un moment dat, cum zice fratele meu, să le crească și lor aripi. Nu problem. Timp de 2 ani de zile sunt cuminți. După vedem. Mulțumim foarte mult. Mulțumim. Sebastian din Tel Aviv e cu noi. Bună dimineața. Salut, Sebastian. Bună dimineața, băieți. Bună dimineața, Europa FM. Salut, băieți. În primul rând vă rămuresc eu ce este treaba cu a mea murit mătușa și ce s-a întâmplat. Cei care fac lucrări... Eu sunt grădinar, apropo, sunt grădinar în Tel Aviv, am o vechime de vreo 24-25 de ani de grădinărit. Așa. Deci eu sunt din partea meseriașilor, ca să spun așa. Cei ce fac lucruri de-astea sunt cei care, în general, au lucrări de construcție, lucrări nu de presat servicii, cum ce fac eu acum. Așa. Și fac pentru că vor să închidă următoarea lucrare, să țină următorul client, să țină ocupat ca să nu se ducă. Pentru că tu ai terminat lucrarea acum, dacă n-ai o lucrare săptămâna viitoare, tu trebuie să stai să aștepți altă lucrare. Și așa, în felul ăsta își caută... Leagă lucrările. Și au tot timpul câte ceva de lucru și trag de una până când găsesc alta, cam așa. Exact. În momentul când am venit la tine și ți-am lucrat o oră, te țin deja ocupat, tu crezi că deja tu ai meseriașul. Da. Păi ce mai faci dacă... Totul e vraiște prin casă și asta e depins de el. Ești captiv. Eu de asta am și renunțat la lucrările astea de construcție, și de renovare fac în general numai servicii de întreținere, pentru că așa mi-asigur și eu un salariu destul de bun, salariul destul de frumos, nu ai cu cine să lucrezi, așa că faci lucrări care depind în mare numai de tine. Zine atunci, că nu mai avem timp, cam câți bani câștigi tu pe oră sau pe zi acolo, așa în mare? E, să duc undeva pe oră, să duc undeva la minimum 50-60 de euro pe oră. Bombă! Și lucrezi 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână? Aș putea să lucrez 25 de ore pe zi dacă deci înseamnă că câștigi peste 6-7.000 de euro lunar, nu? Asta înseamnă. Da, bine, astea sunt înainte de, știi, înainte de cheltuieli, înainte de taxe, înainte de toate lucrurile. Plătești taxe, vezi, plătești aici greșești. Da, uite că ne-a scris cineva că și în Olanda se câștigă foarte bine. Spune că a fost economist în România și din 2019 s-a dus în Olanda și s-a făcut instalator. La ora actuală, zice, am un PFA și câștig 40 de euro pe oră, 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână. În România mai vin doar de sărbători în vizită. Am făcut o socoteală, înseamnă 6.400 de euro pe lună câștigă omul nostru în Olanda. Bine, fără... Înainte sau după taxe, nu știu. Înainte, presupun. Păi, am o cutie de scule în magazie. Stă degeaba. Hai să facem ceva. Tipic, care suntem, îndemânare nu prea avem, dar am putea să... Păi du-te și las-o la Luca, că înțeleg. Păi, Luca, n-ai nevoie de un boiler. Am un ciocan, îți spar eu faianța. Ne oprim aici. Bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.